Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Prograt.ro și vă invit să urmăriți în continuare despachetarea smartphone-ului Orview P5 Mini, un smartphone dual SIM care lucrează sistemul de operare Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Vine la pachet cu o licență de antivirus Bitdefender Mobile Security, cu câteva programe care fac viața ușoară celor care vor să aibă întotdeauna birou lângă ei și care are un procesor de 1 GHz, un procesor puternic. Toate specificațiile smartphone-ului sunt găsite pe partea de jos a cutiei. De aici putem afla că memoria internă este de 4 GB, din care 2 GB este liberă, 513 MB de memorie. Dual SIM, costă numai 599 de lei și arată extraordinar de bine. Am dezlipit o mică folie pe care sunt specificate cele mai importante caracteristici tehnice ale telefonului. Android 4.0, sistemul de operare, Cortex A9 de 1 GHz procesorul și capabilitatea Dual SIM. Ce mai găsim în cutie? Haideți să vedem. Seturi de căști, cablu USB care se poate conecta la încărcător pentru a încărca smartphone-ul, dar și la calculator pentru a transfera fișierele din smartphone în calculator sau, de ce nu, și pentru a încărca telefonul. Mai avem înăuntru și manualul de utilizare, dar și o folie foarte utilă pentru aplicarea pe ecran, să nu se zgârie ecranul atunci când ținem telefonul în buzunar alături de alte obiecte. Telefonul este foarte, foarte plăcut la atingere pe partea din spate. Este un plastic dur. Este un plastic care dă impresia de durabilitate. Este cu siguranță foarte rezistent. Pe partea din față avem de admirat ecranul cu diagonala de 3.95 inch. În partea de sus a ecranului găsim camera pentru video apeluri. În partea de jos găsim butoane capacitive pentru setări sau pentru aplicații, butonul Home și butonul Back. Smartphone-ul are interfața deja foarte cunoscută, Berry, de la Orview. Avem de-a face cu mai multe aplicații preinstalate, printre care se numără navigație, Maps, Google Maps, FM Radio, YouTube, bineînțeles și Bitdefender Antivirus, și câteva jocuri. Telefonul se mișcă rapid. Haideți să vedem cum se mișcă atunci când ieșim dintr-o aplicație. De exemplu, intrăm în cameră și realizăm o fotografie. Camera are rezoluție de 5 megapixeli. Este o cameră care filmează cu rezoluția VXGA
800 cu 480 pixeli, sper să nu mă înșel, filmează foarte fluent cu 30 frame-uri pe secundă. Și acum haideți să ieșim din aplicația camerei și să intrăm în meniul principal. După cum ați văzut, aproape instantaneu se realizează această trecere dintr-o aplicație într-un meniu. Acum haideți să vedem galeria de fotografii. Fotografiile deja preinstalate pe telefon. Se mișcă fluent, se mișcă rapid. Deocamdată nu vă pot arăta cum se încarcă un site, însă voi realiza un review video mai amănunțit din care veți afla cât de rapid se încarcă site-urile pe OrbView pe 5 mini. Primele mele impresii sunt unele excelente. Telefonul este unul care dă impresia de produs premium, chiar dacă este un produs foarte accesibil. Are un ecran plăcut la vedere, este rapid, are o cameră de 5 megapixeli și are un preț, mă repet, cu riscul de a mă repeta o spun, are un preț imbatabil. Eu voi realiza în curând un review mai amănunțit al acestui smartphone, până atunci aștept părerile voastre despre OrbView pe 5 mini, cum vi se pare, dacă l-ați cumpărat, ce credeți despre el. Eu vă invit să lăsați comentarii, să vă spuneți părerile despre acest nou smartphone. Aștept comentariile voastre.